Curaciu aici. În episodul de astăzi, pentru o nouă recenzie la film, vreau să povestesc despre un roman, o carte scrisă de Stephen King. M-am gândit că dacă tot am început cu Christine în luna asta de Halloween, în octombrie, să continui cu filme care au fost făcute ecranizări după cărțile lui. Și după cum puteți recunoaște personajul de pe tricoul meu, Pennywise, clovnul, vreau să vă povestesc așa câteva păreri despre ce am reușit să citesc eu din primul volum al cărții It. E vorba despre romanul It, despre filmul It, la noi tradus ca Orașul Bântuit. Mai am 100 de pagini și termin primul volum. Apare în 3 volume, cel puțin la Nautilus, la cei de la Nemira, prin anii 90, ediția aceasta. Am căutat-o și am găsit-o în sfârșit într-un anticariat. Și vreau să spun din start și e normal, la majoritatea, în majoritatea cazurilor, cartea este mult mai amplă decât filmul sau scenariul filmului sau ce rămâne din ideea inițială în film. Desenul ăsta e foarte interesant a personajului, desenul, varianta de pe coperțile acestor cărți. El a fost... A apărut ca o miniserie în 1990, prima variantă a ecranizării după romanul It. Iar Pennywise, personajul lui Pennywise, era interpretat de Tim Curry, actorul Tim Curry. Acțiunea în acea miniserie avea loc în anii 60. Și în 2017, Andy Muschietti a revenit asupra materialului din cărțile lui Stephen King și a făcut un remake. It, cu Bill Skarsgård în rolul lui Pennywise. Pe scurt, despre ce e vorba, dacă ar fi așa să... Eu consider că sunt foarte multe metafore în filmele astea horror. Am început să le revăd în ultima perioadă și mereu găsesc o metaforă a unei afecțiuni sau unei traume, unei posibile traume care se întâmplă în realitate. Îi se întâmplă personajul în realitate și cumva mă gândesc că creaturile, entitățile care apar, poltergeist-ul sau, eu știu, în cazul nostru, clovnul ăsta, pur și simplu este întruchiparea fricilor, a anxietății, a traumei trăite de personajele în cauză. Mai mulți copii, o gașcă de copii care se numesc la un moment dat, își pun The Losers Club. E vorba despre Bill, care este bâlbâit, este fratele mai mare a unei familii destul de interesante și serioase. Filmul chiar așa începe și cartea la fel, cu frățiorul lui mai mic, Georgie. El se pregătește să iasă afară într-o zi foarte ploioasă. Și Bill îi pregătește o bărcuță dintr-un ziar. Georgie iese afară cu bărcuța, se joacă, o pune pe apă și la un moment dat ea intră într-un canal. În canalul ăsta, dorind el să vadă ce s-a întâmplat, dacă poate să o recupereze, dă peste personajul, cum să zic, negativ al filmului, dă peste acest clown ciudat, Pennywise, care îi apare în... ambele ecranizări ale romanului, destul de jucăuș, așa o combinație, dacă vreți, între Joker și Beetlejuice. E un personaj care mie îmi place foarte mult. Mereu am fost de copil foarte intrigat și interesat de personaje gen Masca, Joker, Beetlejuice și chiar și Pennywise. Stilul ăsta histrionic, hiperactiv, ADHD-ist, cum să-i zic eu, și fan în același timp. N-am să fac foarte multe paralele sau n-am să compar cele trei variante. V-am zis, abia am început să citesc primul volum. Ce pot spune e că ambii actori mi-au plăcut foarte mult rolul lui Pennywise, atât Tim Curry cât și Bill Skarsgård. Amândoi au făcut ce au știut ei mai bine cu acest personaj. Este un personaj foarte ofertant, vă spun, din prisma unui actor.
poți face foarte multe lucruri. Consider că da, poate Bill Skarsgård s-a inspirat din ceea ce a făcut în anii 90, clar, a avut un punct, un reper de unde să pornească din ce a făcut Tim Curry înaintea lui. E foarte ofertant pentru că acest clovn este o entitate și poate deveni fix ce își dorește el. Apare la fiecare dintre acești copii, apare diferit în funcție de trauma, de suferință pe care o are și cu ceea ce se confruntă el în viața de zi cu zi. În cazul lui Bill, frățiorul lui mai mic Georgie este prins, este omorât, e mușcată mâna stângă de acest clown. Poate fi amuzant și ironic și funny, dar în același timp devine, poate fi și se schimbă într-o secundă și devine foarte amenințător și malițios și partea asta de groază agresivă a clownului. În special în filmul lui Andy Muschietti, în versiunea în care joacă Bill Skarsgård pe Pennywise, adică asta în care portă tricou astăzi. Îl avem pe Mike, băiatul de culoare. Mike este în cea mai recentă ecranizare a filmului în 2017. El este portretizat ca un băiat care lucrează la ferma bunicului, ceva de genul ăsta. Ideea asta e și în carte. Are grijă de fermă de animăluțe. Mike este și singurul personaj care rămâne în orașul Derry, pentru că acțiunea se întâmplă în orășelul ăsta mic Derry. Sunt împărțite în două capitole filmele din 2017 și partea a doua din 2019. Miniseria, nu știu câte episoade avea în 1990, dar e un film pe care îl găsești și îl poți descărca ilegal de pe net și durează câteva ore. Ca să spun așa despre fiecare personaj câte ceva, Mike este cel care devine bibliotecar, este băiatul de culoare și el inițiază apelul, adică îi sună pe fiecare dintre cele 2, 4, 6, 7 personaje, el îi sună pentru a-i convoca, pentru a-i aduce înapoi în orașul Derry, pentru că așa au promis ei la finalul primei părți, după ce îl înving pentru prima dată, după ce îl sperie pentru prima dată pe acest personaj negativ, pe clovnul Pennywise, își jură toți că dacă se va întoarce, vor face tot posibilul să-și formeze grupul din nou. O avem pe Beverly Marsh, e singura fată din grup, este un personaj foarte încercat atât de punct de vedere fizic, pentru că e o tânără care experimentează, ca și personajul Carrie al lui Stephen King, experimentează tranziția de la copil la femeie, să o spun cât mai delicat. Și foarte interesant și metafora, la un moment dat în baie iese peste tot sânge, numai ea și copiii, asta e foarte interesant că, din nou, doar copiii pot vedea pagubele sau partea rea, grozăvia, horrorul creat, haosul creat de clovnul Pennywise. Adulții nu pot vedea lucrul ăsta. Ori că sunt inconștienți, ori că sunt indiferenți, ori că, na, motive. E vorba de a scăpa de frică, de a-ți înfrunta fricile și cumva, ușor, ușor, necrezând în ceea ce se întâmplă și în toate ipostazele astea groaznice în care li se arată clovnul, soluția asta e frica, devine în ce mai mică, scapă și ei de clown. Pennywise devine și el din ce în ce mai mic și nu mai are puteri asupra lor. Ben este cel care va deveni arhitect, este băiețelul mai robust al grupului. Ei se întâlnesc într-un mod foarte interesant, sunt cadre și scene foarte frumoase în filmul ăsta. Prima parte aduce foarte mult și cu o altă novelă și un alt film făcut după Stephen King, după o novelă de-a lui Stand By Me, cu niște copilași care formează un grup și sunt prieteni și merg să caute un cadavru și au ei o mică aventură pe acolo. Îl avem pe Richie. Richie e cel glumețul grupului, cel care urmează să devină comediant, o vedetă de comedie în viitor. Apare pe la TV. Mi-a plăcut în ambele filme cum a fost portretizat personajul lui. Cred că mai mult îmi place cum a fost jucat în ultima variantă, cea din 2017 și 2019. Stanley este evreul grupului, cel care este foarte inteligent și pasionat de păsări
și e cel care la un moment dat când ei merg în canalizare, de unde, în canalizarea asta principală a orașului, de unde apare clovnul și unde ei consideră că se ascunde el acolo. Asta e în varianta din anii 90, nu știu cum e în carte, adică sursa de material inițială, dar în filmul din 2017, într-o casă părăsită. Oricum, ei ajung acolo, se luptă cu bully-ul lor, cu cel care e un adolescent și se ia de copiii ăștia, el și cu gașca lui, de netonți și de derbedei. E foarte violent. La un moment dat îl prinde pe Ben și fiind mai grăsuț, începe să-i scrie numele pe burta lui, să-l taie. E foarte interesant cum se împrietenesc ei, Ben cu Bill, cu Eddie. Eddie este băiețelul care are o relație toxică cu maică-sa. Dacă Beverly e într-o relație foarte ciudată cu tatăl ei, Eddie e pe partea cu mama. Îl ferește de foarte multe, consideră că e răcit tot timpul, că e bolnav, îi dă pastile non-stop, e foarte grijulie cu el, dar în modul, nu într-un mod bun. Ben, Stanley, Eddie, Richie, comediantul, Beverly, Mike și Bill. Puteți să-mi scrieți în comentarii, sunt curios ce părere aveți voi despre acest film, despre personajul Pennywise, care sunt secvențele voastre preferate din film. Copii omorâți prinși pur și simplu plutesc. Asta e și replica personajului Pennywise. They float here, Georgie. Și dacă vii și tu cu mine, you'll float too. Până la următoarea recenzie, următoarea poveste despre un film horror, eu sunt Alexandru Arnold Tuvraciu, ca de fiecare dată te invit să te abonezi pe canalul meu de YouTube, să atingi și clopoțelul pentru a primi notificări când postez clipuri noi. Dacă ești interesat de partea de stand-up, de muzică, rock și filme și albume ale trupelor din România, dă-mi un follow, dă mai departe și prietenilor tăi clipurile mele și ne vedem data viitoare!